Bine v-am regăsit! În clipul precedent v-am propus să găsiți un cuvânt secret. Să revedem întrebarea. La un seminar de logică, asistentul a scris pe tablă următoarele 6 cuvinte. Apoi a chemat în față 3 dintre cei mai buni studenți, pe care cu totul întâmplător îi cheamă Andrei, Bogdan și Cristina. Fiecăruia dintre cei 3 le-a dat câte un plic și a spus așa: pe hârtia din fiecare plic este scrisă o literă, iar cele 3 litere formează unul dintre cuvintele din această listă, să-l numim cuvântul secret. Vom încerca să aflăm care este acest cuvânt secret. Acum vă puteți uita în plicuri, dar nu aveți voie să comunicați celorlalți ce literă ați primit fiecare. După ce Andrei, Bogdan și Cristina s-au uitat să vadă ce literă are fiecare în plic, asistentul l-a întrebat pe Andrei: știi care este cuvântul? După ce s-a gândit un pic, Andrei a spus da. Apoi asistentul l-a întrebat pe Bogdan: știi care este cuvântul? Bogdan, după ce s-a gândit un pic mai mult, a răspuns și el da. Și apoi asistentul a întrebat-o pe Cristina: știi care este cuvântul? Și Cristina, după ce s-a gândit un pic și ea, a spus da. Apoi asistentul s-a adresat celorlalți participanți la seminar și i-a întrebat: acum, după ce ați auzit cele 3 răspunsuri, știți care este cuvântul secret din această listă de 6 cuvinte? Voi, dacă ați fi fost participanți la acest seminar, ați fi știut care este cuvântul secret. Să vedem încă o dată cele 6 cuvinte. Găsirea cuvântului secret se bazează pe identificarea unor litere care apar o singură dată, să le spunem litere unice, precum și pe răspunsurile pe care Andrei, Bogdan și Cristina le dau întrebării dacă știu care este acest cuvânt. Andrei, care răspunde primul la această întrebare, afirmă că știe care este cuvântul, ceea ce înseamnă că el a primit o literă unică. Și așa cum vedeți acum, litera respectivă poate să fie O, caz în care cuvântul secret ar fi pom, B, și în acest caz cuvântul secret ar fi bar, I, și atunci cuvântul ar fi pic, H sau N, caz în care cuvântul secret ar fi han, sau T, și în acest caz cuvântul secret ar fi tac. Înseamnă că, după răspunsul lui Andrei, putem elimina cuvântul ram, pentru că nu conține nicio literă unică. Dacă Andrei ar fi primit în plic una dintre literele R, A sau M, n-ar fi putut identifica cuvântul. Bogdan, care este întrebat al doilea dacă știe care este cuvântul, știe că Andrei nu putea identifica cuvântul ram. Așa că pentru el situația este acum cea pe care o vedeți. Cuvântul ram nu mai există. Pentru el literele R și M au devenit însă litere unice. Așa că, deoarece și el spune că știe care este cuvântul, litera pe care a primit-o în plic poate să fie, așa cum vedeți, M, caz în care cuvântul ar fi pom, R, caz în care cuvântul secret ar fi bar, H, dacă Andrei a primit N, sau N, dacă Andrei a primit H, și bineînțeles că în acest din urmă caz, cuvântul secret ar fi han. Dar important este că acum mai putem elimina 2 cuvinte, pic și tac, pentru că, după cum vedeți, niciunul dintre ele nu conține o literă unică pentru Bogdan. Dacă Bogdan avea în plic una dintre literele P, C sau A, n-avea cum să identifice cuvântul. Deci, pe când vine rândul Cristinei să răspundă,
situația este următoarea. Să o analizăm. Dacă cuvântul secret ar fi pom, atunci Andrei ar avea în plic litera O, iar Bogdan litera M. Dacă cuvântul ar fi bar, Andrei ar avea în plic litera B, iar Bogdan litera R. Iar dacă cuvântul ar fi Han, atunci literele H și N ar fi la Andrei și Bogdan, nu știu care la care și nici n-are importanță. Rezultă că în plicul Cristinei trebuie să fie una dintre literele A și P. Dar Cristina spune că știe care este cuvântul secret, ceea ce înseamnă că litera ei nu poate să fie A, pentru că ea apare de două ori în cuvintele care au mai rămas. Deci singura literă care îi permite Cristinei să identifice cuvântul este litera P. Și asta înseamnă că ceea ce trebuia să găsim, cuvântul secret, este pom. Au reușit să găsească cuvântul secret Dumitru Antonie, Dan Dinescu, Maniura Antonio, Doina Mustățea și Daniela Carmen Băluță. Îi felicit și le mulțumesc pentru colaborare. Și pentru că am observat că acest tip de întrebări de logică legate de cuvinte, litere, texte este destul de mare, am pregătit pentru azi un material, o întrebare 100% originală în legătură cu un text cifrat. Să vedem! Azi vă propun să descifrați un text. Acesta. Pentru că e o sarcină dificilă, vă voi spune câteva lucruri care vă vor ajuta. În primul rând, literele au fost, după cum vedeți, înlocuite cu cifre. Și aceste cifre au unele dintre ele un punct deasupra lor, altele două puncte, altele nu au niciun punct. În al doilea rând, puteți observa că o singură literă n-a fost înlocuită cu cifre, litera Z, pe care o vedeți marcată cu roșu. Am lăsat această literă așa cum e și la locul ei în text, din două motive. Întâi, ca să vă ajut. O literă care nu e cifrată poate să ajute mult la descifrarea unui text. Celălalt motiv ține de modul în care am făcut cifrarea și nu vi-l pot spune pentru că v-aș ajuta prea mult. Dar tocmai această informație, și anume faptul că v-ar ajuta mult să știți de ce Z a rămas necifrat, vă poate de asemenea ajuta. Și în al treilea rând și poate cel mai important lucru, cu toate că multora azi nu le mai place să folosească diacritice, chiar dacă unii dintre ei se consideră mari patrioți, în limba română există în continuare sunetele Ă, Î, Ț, Ș. Și există și litere pentru aceste sunete. Așa că alfabetul român este cel pe care îl puteți vedea aici și îl găsiți și în Wikipedia și în multe alte locuri. Și în el există și aceste litere. Ă, Î din A, Î din I, Ș și Ț. Din nou, cu intenția de a vă ajuta, am scris alfabetul român și în formă prescurtată, într-un singur rând, așa cum puteți vedea acum. Mai trebuie să vă spun ceva în final. Textul cifrat conține informații despre ce trebuie să scrieți la comentarii. Dacă reușiți să-l descifrați, veți ști ce să scrieți pentru ca eu să înțeleg că ați reușit să descifrați textul. În acest fel, pe de o parte, eu voi ști dacă ați reușit descifrarea, iar pe de altă parte, ceilalți nu vor ști cum ați făcut acest lucru. Și degeaba vor copia ceea ce ați scris, pentru că fiecare are altceva de scris. Repet, în textul cifrat este descris ce trebuie să scrieți la comentarii. Pe scurt, întrebarea de azi este următoarea. Ce scrie aici? Succes! La revedere!